vreau să o felicit pe Maia Sandu pentru câștigarea primului tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. De asemenea, îmi exprim convingerea că va fi respectată democrația, că alegerile în turul 2 se vor desfășura în condiții de legalitate și de respectare a dreptului la vot a fiecărui cetățean din Republica Moldova. Și de asemenea, transmit un mesaj de încredere în faptul că Maia Sandu este candidatul la funcția de președinte care poate să garanteze o Republică Moldova în care se respectă drepturile omului, în care fiecare om are șansa la o viață mai bună, o Republica Moldova care se va duce mai ferm pe traiectoria europeană, pe traiectoria unei dezvoltări economice și a unei acțiuni de respectare a tuturor standardelor europene în materie de calitate a vieții. De asemenea, aș vrea să punctez faptul că două agenții de rating extrem de importante, Fitch și Moody's, au anunțat menținerea ratingului de țară a României. Este o mare victorie a guvernului pe care îl conduc. Această menținere a ratingului garantează faptul că România este pe un drum bun, iar în punctele de vedere prezentate public de agențiile de rating se arată foarte clar că menținerea ratingului de țară are la bază politicile guvernului, responsabilitatea în alcătuirea și execuția bugetului, politicile de dezvoltare economică. Faptul că cele două agenții au menținut ratingul de țară al României asigură menținerea unei percepții corecte asupra României la nivelul sistemului financiar bancar, la nivelul investitorilor. De asemenea, garantează capacitatea României de a se împrumuta la dobânzi mici. De asemenea, garantează pentru fiecare companie din România un acces mai favorabil la tot ceea ce înseamnă procesul de creditare și, de asemenea, menține România ca o țară de destinație pentru investiții în care investitorii pot să investească cu încredere. În ceea ce privește campania electorală, am avut o reuniune a echipei de campanie, am stabilit liniile de campanie care sunt foarte clare, vom duce o campanie pozitivă, o campanie care se va desfășura de la om la om. Vom transmite toate proiectele noastre, toate obiectivele pe care le urmărim în următorii 4 ani de zile și vom prezenta care sunt aturile Partidului Național Liberal în această campanie. Această campanie în contextul epidemiei de COVID-19. Cu respectarea regulilor care deja sunt prevăzute. De la alegerile locale sau aveți alte restricții impuse? Am redus numărul de persoane pentru adunări publice, am redus numărul de activiști care însoțesc candidații, echipele de campanie care participă la acțiunile de campanie. Sigur, menținem toate regulile legate de obligativitatea portului măștii, obligativitatea pentru fiecare candidat și pentru fiecare om din echipa de campanie de a respecta cu strictețe regulile de protecție sanitară. Aveți soluții pentru a rezolva problema secțiilor de vot din diaspora? Suntem într-o comunicare permanentă cu toate țările pentru organizarea secțiilor de vot. Deocamdată, deși asistăm la un val epidemic îngrijorător în toată Europa, discuțiile pe care le avem ne permit să spunem că vom putea organiza secții de votare.
toate datele vor fi prezentate când se vor termina toate discuțiile cu toate statele europene. Cele țări în care sunt deja restricții, acolo unde am văzut că s-a reluat carantina, Belgia, Franța, Italia, sunt și restricții de circulație acolo? Toate discuțiile legate de secțiile de votare sunt conduse de ministrul de externe Bogdan Aurescu, sigur cu sprijinul autorității electorale permanente, care este implicată în procesul electoral. Când vom avea date certe privitoare la secțiile de vot care se organizează în fiecare țară, aceste date vor fi făcute publice. Posibil în anumite țări să fie redus numărul de secții de votare, posibil în alte țări să se permită organizarea de secții de votare doar la sediile misiunilor diplomatice, ambasade, consulate sau alte sedii care sunt ale unor instituții ale statului român. Vom avea o imagine foarte clară și când avem toate datele, Ministerul de Externe le va face publice. Parlamentul va invita infectare de 10.000 de cazuri în 24 de ore. Se mai poate pune în discuție această amânare a alegerilor? În toate țările s-au organizat alegeri la termen. Avem exemplu Statelor Unite ale Americii, unde se organizează alegerile prezidențiale. Avem exemplu Franței, unde s-au organizat alegeri. Avem locale. Avem exemplu Republicii Moldova, unde sunt organizate alegeri prezidențiale. În Polonia au fost alegeri prezidențiale. Democrația înseamnă votul oamenilor. Mandatul actualului Parlament expiră în data de 20 decembrie. România are nevoie ca cetățenii să aleagă un nou parlament, ca cetățenii să-și poată exprima voința actuală și cetățenii au dreptul la un parlament care să reprezinte opțiunile politice actuale ale românilor. Dar dacă numărul menținerea actualului parlament înseamnă că în continuare, în funcția de avocat al poporului, va rămâne Renate Weber, în fruntea Curții Constituționale va rămâne unul ca Dorneanu, în fruntea Consiliului Legislativ va rămâne unul ca Florin Iordache. Asta înseamnă a menține actualul Parlament. Actualul Parlament în fiecare săptămână produce noi și noi acte normative care riscă să ducă România spre prăpastie, care riscă să determine un colaps economic al României. Atâta lipsă de responsabilitate cum există în majoritatea dominată de PSD în ultimele luni de zile nu a existat niciodată în istoria postdecembristă a României. Este vital pentru România ca mandatul actualului Parlament să înceteze la termenul constituțional care este stabilit. În alte țări avem însă o problemă. În alte țări avem un vot prin corespondență masiv. În România avem 37 sau 39 de mii abia înscriși pentru acest sistem de vot. Cum vă explicați faptul că... A existat această posibilitate de înscriere? Am făcut campanie pentru înscrierea pentru votul prin corespondență. Am prelungit termenul până la data de 22 octombrie pentru a permite cetățenilor români care vor să voteze prin corespondență. Până la urmă, asta a fost decizia oamenilor. E posibil ca mulți să prefere să voteze la secțiile de votare și le respectăm această opțiune. În ceea ce privește votul electronic, readuc aminte că Partidul Național Liberal a înaintat proiect de lege privind votul electronic, care a fost foarte util în perioada pandemiei, încă de acum 2 ani de zile. Din păcate, majoritatea PSD din actualul Parlament nu a acceptat acest sistem de vot. La un curs de stare mult mai mare decât în România. De ce nu se crește capacitatea testării? Sunt, iată, județe Călăraș și Ialomița în care s-au făcut 8 teste în 24 de ore. De la începutul pandemiei, noi am crescut constant capacitatea de testare. De la 400-500 de teste câte se puteau face în prima fază a pandemiei, am ajuns astăzi la o capacitate instalată de peste 50.000 de teste pe zi.
vom crește în continuare capacitatea de testare. De asemenea, demarăm procedurile de achiziție și pentru testele antigen rapide. Evident că trebuie să achiziționăm teste care sunt acceptate și recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Imediat ce vom avea posibilitatea să achiziționăm aceste teste, le vom folosi în anumite zone de risc mai mare, astfel încât să putem să testăm un număr mai mare de cetățeni. Pe de altă parte, capacitatea de testare din România, datorită creșterii permanente, nu a fost depășită. Și lucrul ăsta este demonstrat. În Călăraș se fac atât de puține teste sau în alte județe? Testele se fac la solicitare, conform definiției de caz, iar dacă nu se încadrează o persoană în definiția de caz, are posibilitatea să testeze într-un centru contra cost. Noi am asigurat o creștere constantă a acestei capacități de testare. Vă readuc aminte că în prima fază a pandemiei se făceau teste în 4-5 centre de testare. La ora actuală am crescut capacitatea de testare și am dezvoltat capacitatea de testare echilibrat pe fiecare regiune a țării. Vorba de faptul că în alte județe nu avem aceste măsuri aplicate. Drept urmare, acele eșantioane... Testarea nu trebuie să facă în mod obligatoriu într-un județ. Testarea, de exemplu, pentru Ialomița, în cazul în care se prelevează probe, se poate face la orice centru. Și în București se poate face... Există solicitări de testare și testările se fac la solicitările de testare. Sunt foarte mulți oameni care se testează la privat. Ajung să plătească pentru o familie poate 1500 de lei pentru că prețul testelor la privat a crescut foarte mult. Aș avea două întrebări pe această temă. Considerați că dacă nu am fi avut oameni care să se testeze singuri la privat, am fi avut o imagine reală a pandemiei, pentru că sunt foarte multe teste, și vă gândiți să sprijiniți cumva financiar acești oameni care se testează cu banii lor, deși ei au simptomatologie și nu se pot testa în niște... Deci, conform reglementărilor în vigoare, și repet, respectăm recomandări ale Organizației Mondiale ale Sănătății, se testează conform definiției de caz, care este elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică. Noi facem față acestor solicitări pentru definiții de caz. Cei care se duc și se testează contra cost nu se încadrează în definiția de caz. Dacă s-ar încadra în definiția de caz, ar putea beneficia de decontarea testării, așa cum este conform reglementărilor în vigoare. Faptul că apelează, sunt mulți care apelează dintre cei care se duc într-o țară străină unde se solicită un test negativ sau pur și simplu vor să testeze, că așa au hotărât ei că vor să testeze ca să fie convinși că nu au COVID sau din alte motive. Noi am stabilit pentru ce cazuri se decontează și există, repet, o reglementare, există stabilite situațiile în care se face testarea și testarea se decontează. Câte paturi sunt în aceste momente pe secțiile de terapie intensivă pentru pacienții de COVID, punctual, dacă se poate să ne spuneți, și câți medici sunt? Asta e o întrebare la care am să vă răspund în felul următor. Și materie de tratare în spital, noi am crescut constant capacitatea de tratare, atât în secții de terapie intensivă, cât și în celelalte secții normale. Și lucrul acesta se vede după numărul persoanelor care beneficiază de tratament în spital sau în secții, în spital și în secții de terapie intensivă. Numai în București am adăugat Spitalul Colentina, l-am reintrodus. Am decis transformarea în spital COVID a Spitalului Sfântul Ioan, care a intrat deja în funcțiune. Pregătim Spitalul Malaxa, unde se fac ultimele investiții pentru a putea asigura, din punct de vedere tehnic, alimentarea cu oxigen și circuitele conform, să spun, reglementărilor
sanitare și vom continua să creștem capacitatea. La Cluj, de exemplu, a fost introdus un spital municipal. De asemenea, spitalul militar a pus la dispoziție paturi suplimentare la secții de terapie intensivă. La Sibiu, de asemenea, spitalul militar este pregătit și urmează să primească pacienți în secțiile de terapie intensivă. La Iași, pe spitalul, pe spitalul achiziționat, spitalul, cu siguranță că există această evidență și toate datele există la Ministerul Sănătății. Sigur că în interacțiunea constantă pe care o am cu Ministerul Sănătății și cu Departamentul pentru Situații de Urgență, cu secretarul de stat Arafat, urmăresc constant creșterea capacității de tratare și găsirea de soluții. M-ați întrebat de cadre medicale pentru secțiile de terapie intensivă. Știți foarte bine că am adoptat special o ordonanță de urgență în care putem angaja foarte repede medicii care au luat examenul la finalul rezidențiatului din disciplinele care sunt căutate. Terapie intensivă, urgență. Constant apelăm la mișcarea medicilor prin intermediul detașărilor pentru a putea asigura personalul medical necesar în secțiile de terapie intensivă, care sunt cele mai solicitate. Sunt semnale că medicii care lucrează de luni de zile în acest regim sunt deja epuizați. Vreau să vă întreb dacă avem în momentul de față suficiente cadre medicale pe care putem să le folosim, dacă se ajunge, de exemplu, la un nivel al infectărilor de 10.000 de pe zi. Obiectivul nostru este acela de a opri creșterea numărului de cazuri, de infectări zilnice. Din cauza asta aplicăm măsuri pe măsură ce se depășesc pragurile care sunt stabilite de 1,53 la 1000 număr de infectări cumulate în ultimele 14 zile, aplicăm măsuri. Astăzi este ședința săptămânală obișnuită a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care are ca principal obiectiv aceea de a actualiza lista țărilor pentru a stabili măsurile care se impun pentru țările care depășesc indicele de răspândire din România sau pentru a scoate țări care au coborât sub nivelul de răspândire de la măsurile pe care le aplicăm. Cum îi răspundeți invitații în Parlament? Țări mult mai afectate, precum Marea Britanie, Austria, care au dispus lockdown, dar au lăsat deschise școlile, unitățile de învățământ. În România vedem că se întâmplă invers. Nu avem măsuri atât de dure, dar școlile se închid pe județe în funcție de acel coeficient. Deci, în primul rând, să urmați modelul european? Ascultați-mă, nu există un model european. Dacă o țară ia o măsură, nu înseamnă că țara respectivă impune un model european. La nivelul Comisiei Europene nu este o strategie care să fie unitară și care să fie aplicată de țările europene. Dacă ar fi existat o astfel de strategie, cu siguranță am fi aplicat-o. Fiecare țară a avut particularități, a avut situații specifice care nu pot fi comparate între ele. În ceea ce ne privește pe noi, încă de la începerea școlii am adoptat acest sistem, pentru că am încercat să creăm un echilibru între nevoia de a asigura educația copiilor noștri și, în același timp, nevoia de a proteja sănătatea copiilor noștri. Din cauza asta se trece pe online, de exemplu, când se depășește un indice de peste 3 la 1000, care este considerat un indice de răspândire a virusului, care ar putea să creeze un pericol suplimentar pentru copii și pentru cadrele didactice în școală. Sistemul funcționează de la data de 14 septembrie, avem o lună jumate, sigur că urmărim permanent ce se întâmplă, facem evaluări permanente și dacă va exista la un moment dat, sigur pe baza evaluării specialiștilor, că noi n-am adoptat această strategie de deschidere a școlii numai că ni s-a părut nouă. Asta s-au făcut analize, s-au făcut evaluări și pe baza punctului de vedere al specialiștilor am stabilit acest mod de funcționare a școlii în România. Un acord cu FMI, ați spus într-un interviu recent că s-ar putea România să aibă un acord cu FMI. Nu.
Nu mai deschideți acest baubau. Nu există acest baubau. Deci eu m-am referit foarte clar la evaluarea femeii, care femeia a îmbunătățit perspectivele pentru economia românească. Și întrebat fiind a intenționat să aveți un acord cu femeii, am spus că nu există deocamdată nicio discuție cu femeii privitor la acest acord. Doar la următoarea întrebare am răspuns că nu există numai acordul care este cunoscut, un acord care ți impune anumite restricții, există și un tip de acord cu femeii în care până în limita 2 miliarde ei îți oferă un credit fără condiții pentru a finanța deficitul bugetar, dar deocamdată nu avem nevoie de un astfel de, nici măcar de un astfel de acord. Și cum răspundeți invitației Parlamentului? Invitației Parlamentului. Normal că Parlamentul, dacă mă invită, voi fi prezent. Eu vreau să vă întreb ce înseamnă alegerile din SUA pentru România. Sunt importante. Între România și Statele Unite ale Americii există un parteneriat strategic care capătă din ce în ce mai multă consistență, atât în plan militar cât și în plan economic. Sigur că cetățenii Statelor Unite ale Americii vor decide cine este președinte prin intermediul electorilor. Ca așa este sistemul pentru România, indiferent de rezultatul alegerilor. Noi ne menținem aceste angajamente pe care le avem și noi vom continua să milităm pentru dezvoltarea parteneriatului strategic și pentru din ce în ce mai multă consistență în colaborarea în plan economic, în plan militar și în toate celelalte domenii comune. Cât de importante au fost investițiile americane pentru dezvoltarea economiei românești? Toate investițiile sunt importante, inclusiv investițiile americane. Noi avem ca obiectiv fundamental și de altfel așa ne-am și comportat. Se vede din reacția investitorilor ca România să fie o destinație a investițiilor care să fie considerată o destinație sigură, să atragem cât mai multe investiții, care să aducă transfer tehnologic, know-how, să creeze locuri de muncă, să aducă cu adevărat o dinamică de dezvoltare. Și în mod clar, printre partenerii cu care avem relații foarte bune și care sunt prezenți cu investiții importante din România, sunt investitorii din Statele Unite ale Americii. Săptămânal rapoarte, analize, prognoze de la specialiști în privința evoluției răspândirii COVID-ului. Ce vă spun aceste rapoarte în privința numărului de cazuri peste 30 de zile? Care e estimarea optimistă și cea pesimistă? Estimare pesimistă și estimare optimistă. Sigur că eu încerc să urmăresc aceste estimări. Pe de altă parte, obiectivul nostru este de a lua măsurile care să oprească creșterea numărului de cazuri și să permită intrarea pe un trend descendent. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!